Mulțumesc tuturor membrilor adunării generale pentru votul de încredere pe care l-am primit astăzi. Sunt conștient că această funcție reprezintă o imensă responsabilitate, având în vedere reprezentarea sportului olimpic românesc la cele mai importante competiții ale lumii, respectiv Jocurile Olimpice. Fără îndoială că situația actuală din sporturile olimpice nu poate să ne satisfacă și de aceea îmi exprim rugămintea și dorința ca atât membrii Comitetului Olimpic, cât și membrii Comitetului Executiv, pe cum și membrii federațiilor sportive, să ni se alăture în efortul comun pentru întreprinderea măsurilor și acțiunilor necesare redresării cât mai grabnice acestei situații și readucerea sportului românesc în elita mondială. Mulțumesc, Gabi, pentru această competiție în care fair play-ul și spiritul olimpic a predominat. Suntem doi sportivi, am obținut împreună medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Sydney. Suntem doi oameni care, indiferent de rezultatul de astăzi, așa cum am declarat, sportul ar fi avut de câștigat. S-a întâmplat ca astăzi să fiu ales eu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român,